Salut, sunt Răzvan de la MySpoc.ro și ultima dată am făcut un fel de zenithal priming din pensulă pentru aceste miniaturi. Între timp am mai făcut și alte miniaturi, asta a fost pictată de fiul meu, cel mare, și asta de cel mic. Așa că astea le punem deoparte deocamdată, o să le picteze ei mai departe. Așa că se poate picta, apropo, au 11 și 9 ani, deci se poate începe și de la o vârstă mai mică. Și astăzi o să pictăm miniatura asta încercând să folosim tehnica glazing. Glazing înseamnă că vom folosi culori diluate în așa fel încât lumina din spatele culorii să treacă prin culoare, practic. Așa că, ca și culori, m-am gândit să-l fac roșu cu portocaliu și pentru că aici o să aibă dinții în față, m-am gândit că încep cu roșu și merg spre portocaliu, iar aici pe spate o să facem portocaliu și mergem cu roșu în jos. Ideea la miniaturi este să faceți culori cât mai vibrante, ca și să nu folosiți culori terne, ca să spun așa, pentru că arată mai bine. Este un obiect micuț și trebuie să se vadă cât mai bine. În timp ce folosim și tehnica aceasta glazing, o să facem un pic și de wet blending. Iar tehnica glazing ne ajută foarte mult pentru că vopselele vor fi umede și putem să le amestecăm ușor direct pe miniatură. Așa că, haideți să începem. Înainte de a începe să filmez, am scuturat foarte bine culorile și acum eu o să vă spun ce culori folosesc. Sunt 3 culori. O să folosesc galben, Candle Light Yellow de la Reaper Bones, de la Reaper Miniatures de fapt, și Heraldic Red, și o să mai folosesc un Volcanic Orange. Probabil că o să mai am nevoie de alb, probabil de negru, iar pentru dinți o să fac o combinație între nu mai știu ce culoare e asta, ceva, e un ocru, nu, ăsta este goldul. O să iau ăsta atunci, Polish Leather, dar avem și un, da, atunci o să fie mai bine un Warrior Flash pe care îl combin cu puțin galben și cu puțin alb să fac dinții, oasele. Și toate chestiile astea ascuțite sau cum se zic, spikes, o să le facem mai deschise la culoare ca să se vadă bine. Poate chiar aproape albe. Ok, haideți să-i dăm drumul. Înainte de toate o să pun, cum vedeți, mi-am schimbat pelicula din wet palette și o să pun un, nu trebuie să folosesc multă vopsea, o să pun roșu, după care dacă mai îmi trebuie mai pun și portocaliu. Aveți grijă să curățați bine vârfurile, că dacă nu se pun vopsea acolo și o să se... se facă noduri de vopsea ca aici. Ok, și pentru că am zis că folosim vopsele diluate, o să pun, mi-a picat un pic de galben în roșu, dar nu e nicio problemă. O să pun cu pipeta și niște picături de apă. Puteți să le calculați ca fiind 50-50, ca să zic așa. Adică la galben nu pun mult pentru că știu că este un pigment mai slab. Și o să folosesc vopsele cât mai diluate pentru a face ca albul acesta și griurile care le-am pus să treacă prin el. Și practic puteți testa cât de puternic e pigmentul
trebuie să-l testați pe unghie. Da? Vedeți aici, este un pic prea puternic, mai pun un pic de apă. Vreau să fie cât mai... cam tot pe acolo este. Mai pun apă. Roșu este un pigment destul de bun. Cam așa ceva vreau. Și haideți să începem să pictăm. O să fac așa o zonă în care o să fie roșu. E un pic mai dificil să pictez și să și filmez. Și cum vedeți, albul aproape că nu se acoperă. Dar asta nu e neapărat o problemă, pentru că putem veni oricând cu un nou rând peste. Pot să fac și limba între timp, pentru că asta va fi roșie. Este aproape ca un uaș, ca să zic așa. Bun, și acum putem să intrăm și în portocaliu. Și să venim pe frunte, amestecând cu culoarea care e de desubt. O să pun un pic de galben în portocaliu meu. Chiar mai mult galben, ca să vin aici pe capăt. Acum o să vi se pară prea udă un pic, nu e nicio problemă, îl lăsăm să se usuce și mai revenim cu culoare. Nu vreau să dau peste dinți pentru că va fi destul de greu de... Dacă cumva, de exemplu, am venit, acum cât e udă, vopseaua pot să vin să spăl. Dacă scurăț pensula în apă și... Se duce vopseaua. Aici pot să vin un pic mai mult. Bun. Cam asta este ideea. Să fac și vârfurile astea mai bine. Aici pot să vin cu un pic mai închis, chiar cu roșu, aș putea să bag după coamă. Am atins un pic acolo, nu e nicio problemă. Aici de desubt merg cu roșu plin, atât așa diluat. Nu voi nu o să vedeți, dar când am cum să țin miniatura să vedeți. Nu vă fie frică că greșiți, nu e nicio problemă. Totdeauna se poate reveni. Bun. Am făcut partea asta. Haideți acum să facem toată partea asta cât mai deschisă posibil. O să folosesc galben.
după care o să iau portocaliu. Știu că la început o să pară ciudat că nu se acoperă bine, dar asta nu e o problemă, pentru că va trebui să revenim peste culoare cu următorul strat. Pot chiar să vin un pic peste galbenul ăsta, să-l mai închid la culoare. Aici pe coadă. O să fac chiar portocaliu și vârful venim și îl facem mai roșu. Vedeți, e diferența între pigmenți destul de mare. Roșu este foarte puternic, dar trebuie să știți, să vă știți culorile. Puteți să aflați proprietăților pe rând în timp ce pictați. Bun, am făcut și acum vreau să vin cu roșu diluat și să-l continui până aproape jos. Nu e o problemă dacă ating baza, ce o vom revopsi la sfârșit. Mai ud un pic aici ca să amestec mai bine culorile. Și acum vin cu roșu. Eu pictez de obicei mai aproape de piept, de-aia azi mai shaky așa, că nu stau în poziția perfectă pentru mine. Fără apă, mai punem apă. Peste tot. Ține minte, vopselele sunt umede acum. Bun, nu-i bine să reveniți în timp ce se usucă, pentru că o să lase urme ciudate. Dacă vedeți o problemă, de exemplu eu văd o problemă aici, o voi rezolva când se usucă. Hai să finalizăm burta, că acum aici jos oricum nu se va vedea foarte mult, dar trebuie să fie făcut.
O să intru și aici în gură bine. Ce să vin cu capul mai aproape. Există culori specializate pentru gură, limbă sau, dar o să merg doar cu culorile pe care le, aici vreau să spăl un pic dinții. Bun. Cred că suntem pe drumul cel bun. O să lasă să usuce foarte bine. Aici nu e suficient. Bun. Începe să prindă forma. Vedeți aici cum a rămas, deși am era prea mult pigment și vreau să mai întind un pic. Vedeți că a trecut culoarea foarte bine prin culoarea albă de dedesubt a trecut prin culoarea noastră și ne-am salvat de foarte multe probleme, în sensul în care nu mai trebuie să ne gândim foarte mult la lumină în momentul ăsta, doar punem culoare. Bun, o las să se usuce și revin cu următorul strat. Bun, se usucă foarte repede, putem deja veni cu stratul următor și să îmi convine că a intrat un pic de vopsea mai greu să și vorbesc și să-și pictez. Mă relaxez atât de mult încât mai mire să vorbesc. A intrat un pic de vopsea roșie pe canturile acestea. De-abia îi dă un pic de contrast. Și layer by layer o să construim culoarea. Și o
o să fie din ce în ce mai, mai bine, mai evidentă culoarea noastră. Toată lumea se va gândi ce facem cu ochii. Păi cu ochii nu o să facem nimic. Miniatura asta este... O să facem un pic de contrast în zona respectivă a ochilor, dar nu o să ne chinim foarte mult cu să facem pupile sau chestii de genul ăsta. În general, evit să fac pupile, pentru că oricât de bine ai amestecat culoarea, tot nu o să... Adică oricât de bine ai picta ca și detalii, tot nu o să-ți iasă... Mai pictez în cadru? Tot nu o să-ți iasă perfect, o să aibă googly eye sau cum se zice și prefer să nu. O să punem un pic de wash acolo și o să intre vopseaua și o să fac o umbră pentru ochi, ceea ce este perfect, zic eu. Cum am zis că arată decent. Ce vreau să fac acum este să intru cu un pic de vopsea exact pe... Să folosesc invers pensula, ca să lase mai multă vopsea pe partea de jos. Vreau să creez contrast între creste. Ce ziceți? Bun. Haideți să continuăm. Aici sus sunt foarte mulțumit cum se vede această creastă și vreau să vin cu portocaliu. Această pe zona asta. Și acum vin cu roșu aici jos. Încetul cu încetul prinde formă. O să continui tot pe partea asta. Aici în vârf. Iau portocaliu să fac degradeul acela care mi-l doresc.
folosesc vopselele cât sunt ude pentru a le amesteca. Bun. Merg și mai departe pe spate. Când dispare pensula, să știți că o țin în gură. Pensula. O bag în gură și o îndrept cumva. Nu știu de ce mă ajută pe mine chestia asta. Poate pe vârf nu, da. Ups. Aici e prea. Rămânem fără roșu imediat. Aici și aici, cât e umedă vopseaua, o să folosesc niște galben sau nu. Un vârf de galben pe care îl amestec în vopsea pentru a crea senzația de punct de lumină. Pare că mă impacientez. Bun, ce ziceți? Poate că mai trebuie să mai revenim o dată. Da, eu zic că suntem pe drumul cel bun. Cum arată de sus. Dacă cumva vi se pare că e prea deschis, mai... Acum aș lăsa în pace că e umedă. Vopsea încă și nu suntem în zona în care putem să intervenim. O să mai pun niște roșu. Mi se pare greu? Nu, mi se pare chiar așa de greu. Este chiar plăcut. Mi-am dat seama că pot să fac mai departe pe coadă. Probabil că spike-urile astea nu o să se vadă prea grozav. Poate le facem roșii. Ne gândim la o culoare nebună. Ok. Să știți că pe culorile n-au niciun gust. Cred că ați prins ideea. Nu este cine știe ce. Așa că nu vă mai țin deocamdată. O să mai pun probabil straturi, în funcție de și cum îmi place mie cum iese. Dar vedeți cum transpune lumina prin... De fapt, umbrele care le-am făcut de desubt ies prin culoarea noastră.
și o să arate din ce în ce mai bine. Bun, o să mai facem ceva la sfârșit, o să facem niște highlight-uri și dinții. Și poate să dăm un wash, poate în gură să-l facem mai lucioasă, să dăm senzația de umed. Și asta o să o facem cu wash-ul ăsta, care nu știu ce e, de la Citadel. Bun, haideți că opresc deocamdată, pictez mai departe și povestim.